Am observat că sunt întrebări pentru ca la un interviu de la un spremiile pentru întreaga activitate, la mine pentru întreaga inactivitate, știi? Și de, cam ultima Ar vâlvătaie. putea să intituleze episodul ăsta pe ultimul drum. Da, pe ultimul drum, da, putem să-i spunem așa. Pentru ce ai vrea să fii ținut minte. Na. Ziceți și voi, acum ce fac cu el. Și dacă vii Dar începe măcar întrebarea, Dumnezeu te ierte, cam pentru ce să fii ținut minte. Mozart, dacă hai să-l băgăm și pe al patrulea în toată Mai povestea băgăm și pe asta, Mozart. ce îi spune? În română, da. Se presupune Schlafen Sie Deutsch. Să presupunem prin absurd că Mozart vorbește limba română sau vorbea. Piticule ți-a Sigur ieșit, vorbea. Cam asta zice. Piticule ți-a cam ieșit. Iar am râs. Da. Păi, ce am mai râs astăzi? Zice. E o nebunie de podcast, o nebunie de episod. Azi da. Mai tragem unul și fără tine. Da, ok. Vă baftă multă băieți. Părinți. Niciodată n-am luat nicio palmă de la părinți. Niciodată. Și exact cum mi-a spus și lui, așa o să spun și ție, se vede. Vede. Ok. Ești în rec? Așa se pare. Bine. Păi să-i dăm drum. Vrei să încep tu da, podcastul ăsta? Da, să zic două, trei. Nu, începe-l tu, hai, poftim. Păi nu, că e început deja. Da. Ideea e așa, ca să vedeți ce înseamnă să fiu o gazdă primitoare, o gazdă frumoasă. Când am pregătit cadrul, a zis, băi, stai în partea arată, nu știu unde să te pun, că zidul e alb, tu alb. Deci cum să înceapă așa el? Primirea mea. Stai mă, că am zis după aia că sunt și eu, a venit eu ca pata de culoare în toată povestea asta. Da, da, la bătrân am ieșit eu. Da, din toată povestea. Noi ziceam alb, eu mă referam la tricolor. Da, știu. Ai noroc și bine ai venit. Salutare fraților și bine că v-am găsit. Nu mai e cazul să vă fac introducerea aia standard, pentru că acum surpriza a picat de dragul invitatului meu. Dar pe el știți, mai mult ca sigur, asta îmi propusesem să zic. Îmi propusesem să spun că este tată, că este viitor soț, a zis el la un moment dat, ceea ce nu prea cred, prezentator, violonist, da? Și despre asta o să vreau să vorbim neapărat. Mr. The 50s, Mr. Vrei să fii milionar, Mr. Copiii spun lucruri trăznite, un om pe care îl știu de cel puțin 20 de ani. Cam da? 20 de ani, da. Așa că dați-mi voie să bag aplauzele la montaj pentru domnul Virgilian. Bine v-am găsit. Da. Da, o să încep direct așa, pentru că am spus cântăreț, actor, n-am spus. Asta vreau să te întreb dacă ai jucat vreodată într-un film. Păi... De când eram mic, era așa un vis al meu să ajung să, nu știu, să joc într-o secvență și mi-a rămas dorința asta. Am fost un iubitor de filme de când eram mic, eram mare fan, mari actori. Aveam atât de tare, îi idolatrizam încât eu credeam că ei de fapt nu există, că e doar o creație, așa, ei numai la televizor apar, ei nu sunt oameni. Okay. Așa mă imaginam când eram eu mic. Oamenii de la televizor, practic, ei nu sunt ca un desen animat, știi, o creație și crescând în spiritul ăsta, îți dai seama, mi-am dorit, probabil mulți copii își doresc să ajungă actori, fotbaliști și așa mai departe, dar fiind în lumea artei, crescând în lumea artei de mic, practic, de când am luat viola în mână la 5 ani și jumătate, am rămas cu aceeași dorință, fiind pe scenă, dar uite, nu încercasem treaba asta, teatru, film. Teatru am avut ocazia să joc, dar mai mult părți cântate, niște spectacole foarte frumoase puse de Gelu Colceag. Unul la Teatrul Național, Cadavrul Viu, superb, cu foarte multe momente de cântat. Acolo am făcut și aranjamentele vocale pe muzica lui Alifantis.
Acolo l-am și cunoscut pe Nicu și a devenit nașul Iasmine, fetiței mele. Foarte tare, nu știam Da, chestia da. asta. Și cu teatru am avut tangență lucrând cu actorii, dar am avut ocazia să lucrez cu ei pe scenă. Îți dai seama, jucam cu Mircea Albulescu, cu Ilinca Tomorodanu, cu Mircea Rusco, actori mari. Și cu Vali Todosiu la Bulanda, după aia cu Ștefan pe aceeași scenă. Dar tot așa cântam împreună, au două replici pe acolo, dar partea de film a apărut mai târziu. Și primul om care m-a invitat să joc într-o secvență dintr-un film a fost Cristina Iacob. O știi? În Selfie... Nu mă face de râs acum, ar trebui să o știu, nu? În Selfie, dar e regizor. Okay. Dar tu ești venit recent în România, nu, nu, e ok. Selfie, partea a doua, Selfie 69, așa a zis. Am avut acolo tot așa vreo două, trei secvențe, dar cine m-a făcut să înțeleg și mai bine ce înseamnă actoria de film, Iura. Iura Luncașu. Da, okay. Iura m-a distribuit în primul film în care am jucat cu Iura. Regizor a fost Minte-mă frumos în Centrul Vechi. A doua parte de Minte-mă frumos, al doilea film Minte-mă frumos, că a fost unul simplu și al doilea cu București vechi, în Centru Vechi. Și după aia a urmat Ghinionistul, în care am avut mai mult, un rol și mai prezent. Și cred că cel mai prezent am fost în Prof, în serialul Prof. A fost un serial, așa nu l-ai prins tu, pe Pro TV. Pe Pro TV, da. Da? Și... Iura m-a făcut să îmi placă și mai tare ideea de a juca în calitate de actor. Eu ne fac în școală, având un respect foarte mare pentru actori, îmi dau seama câtă muncă e în spate și având acest respect, aveam cumva o... nu îndrăzneam, știi? Era o îndrăzneală să fiu alături de niște actori consacrați, cu Andy Vasluianu, adică... Știi, greu da, să... Înțeleg ce spui. Și eu am mers acolo la filmări cu inima strânsă, cumva jenat. Bă, eu știu că am fost ales și pentru notorietatea pe care o am. Actorii ăia profesioniști despre care vorbeai, Andy Vasluianu. Aida alții... Economu, ei m-au ajutat foarte exact. Mult. Știi? Asta foarte mult. Nu au fost sunt, foarte generoși. Exact. Oamenii care știu să-și facă meseria în adevăratul sens al cuvântului nu se dă niciodată în cap sau... Nu o să te critici sau să țipe la tine sau chestii de genul nu, ăsta. Nu, dar și am discutat înainte și am fost foarte receptiv cu, știi cum eram atât de atent și la ce fac ei și la ce îmi spuneau, pentru că am întrebat. Și Andy zicea, bă, dar știi cumva e percepția lor era, bă, eu sunt Virgil Ianțu, nume, nu știu ce important, dar respectul meu și bă, eu îi priveam la fel pe ei, prin calitatea lor și numele pe care le aveau și prin calitatea lor de actori. Mi se pare ceva fascinant să poți face asta. Tu ai avut experiențe am atâtea. Am avut experiență și am avut și colegi care tot erau din tabăra aia altă, știi? Tabăra aia care tot timpul spunea ceva și mă, te-ai apucat de actorie? Tu cântărețele, da? Da, da, da. Recunosc și mie mi-a fost oarecum teamă de chestia asta, spre deosebire de fratele meu, Augustin, care n-a avut niciun fel de problemă. Așa. Ca paranteză, l-am văzut filmul lui Iura ultimul ăsta zi. Acum am lapsus, la care ne-am întâlnit și la premieră. O dată pentru... Totdeauna. Așa. Apariția lui, care că e scurtă, este absolut fantastică. Deci este atât de mult mi-a plăcut. Foarte, foarte mult. Și e versatil, l-am mai văzut în film. Mie îmi place foarte mult, frate, cum joacă. Da, nu știu, un cavaș, brava asta, ce vezi. Ce, numai ție nu-ți place, da? Da, mă, nu știu, e un antitalent tot. Nu, am zis așa ca să fie, știi, că dacă vede să... Ok, poate mai trimite o sticlă de vin. Apropo de vin, în seara asta nu bem orice și ce. Bine, în primul rând pentru că ești cu mine la masă, nu bei orice. Asta se știe, asta, așa a fost întotdeauna, nu știu de câte ori am băut noi împreună. Orice. Dar în seara asta bem, vii de la Viziro? Nu e de la Viziro, nu? Nu, culmea, dar uite, la ce e? E V punct, ăsta e logo-ul
meu și de online și așa, și e un vin făcut, da, se numește Bonhomme, filmul, vezi? Vinul e, se numește Bonhomme, e un vin făcut pe gustul meu, mi-am dorit să am vinul meu și în urma unor întâlniri multiple cu cu enologul de la Budureasca, am reușit să dăm viața acestui vin subiectiv, chiar pe gustul meu, are mult și raz, are 50% și raz și se poate găsi și pe site-ul de la Budureasca, îl mai găsiți în unele restaurante, dar eu țin foarte tare la el, îmi place să beau vin de calitate și de asta îți fac puțin, dar bun. Și nu că e Virgil de față și nu că ne știm de foarte mult timp și nu că suntem amici, vă dau cuvântul meu, domnule, că mie îmi place foarte mult. Adică, și încă nu s-a deschis. Încă da. Nu s-a deschis. Mare de... Tu trebuie să puternic. Știi cum se... El cam minim o oră trebuie aerisit, dar n-am avut timp că... Adică să-și elimine aromele și calitățile, să-și elimine taninii care poate să-ți dau asprime. Și să se rotunjească, un vin foarte, foarte plăcut. Apropo de asta și de băut șprițuri și chestii de genul ăsta. Am făcut așa un set de întrebări. Una dintre întrebări ar fi dacă la un moment dat ai avea posibilitatea să bei un șpriț. Da. Cu trei celebrități. Da. Moarte sau vii? Da. Care vrei tu? Da. Care ar fi ale? Toma Caragiu. Wow, nice. Amza Pelea. Și Paul McCartney. Paul McCartney? Ah, da, că e viu, da. E viu. Da. La Paul McCartney mai am șanse, știi? Și aș mai vrea să-l cunosc, nu știu dacă să beau cu el, că nu cred că e, n-ar fi bine, pe Mozart. Da. Pe Mozart mi-aș fi dorit să-l cunosc, pentru că puțină lume realizează genialitatea lui. Și când spun genialitate, adică tot ce cuprinde acest cuvânt, genialitate. El a scris cu o viteză și s-a făcut un studiu, dacă s-ar copia toată creația lui Mozart, dacă l-ai pune un om să copieze, în ritmul în care poți copia, adică să urmărești, n-a reușit să acopere în 35 de ani creația lui, el trăind 35 de ani. A fost atât de, cred că cel mai prolific, dacă vorbim de cantitatea de muzică, absolut minunată. Mozart n-a scris prost, Mozart a scris Mozart. Și lui Toma Caragiu ce îi spune? Sau ce vrea să vorbești cu el? Lui Toma Caragiu și mă... Știi cum? L-am văzut în multe filme. Are umor, e fain, e un actor așezat, de la Scrisoarea pierdută, de la Bulandra, până la, nu știu, Operațiunea Monstru. Dar pentru mine, filmul și asta, l-aș întreba dacă există o tehnică sau dacă este doar un talent fabulos. Măi, îl joacă pe Caratase, adică pe Tănase, și el e Caragiu, combinația Caratase. Tot alte nume îmi vin acum. Lapsusul ăla de... N-am servit suficient, probabil de asta. Hai, că să mai bem o gură. Da. Wow. Actorul și sălbatici. Okay. Este filmul. Trebuie să-l vezi neapărat. Poate l-ai văzut mai de mult. Actorul și sălbatici. Are un rol... Este așa... Spir, pac, replici. O energie incredibilă. Cu Paul McCartney... Ce să zic? Dacă vrei să trecem la partea... de muzică, lui Amza i-aș mulțumi pentru tot ce ne-a oferit, la fel și lui Toma. Eu vorbesc acum ce ai vorbit la șpriț, adică la cum șpriț, vezi, da. Pe ce faci? Îi zici mulțumesc frumos pentru tot ce ne-ai oferit, da. Și cu asta basta? Nu, ce aș vorbi cu Amza, nu mi-aș permite, aș tăcea, aș asculta, îți dai seama. Da. Eu nu-mi permit un șpriț cu Amza. Nu? Nu-mi permit nici cu Toma Caragiu un șpriț, dar de asta zic, aș profita. Să presupunem că sunteți deja ciupiți toți trei. Că mi-e mai greu să și, asta. Te zic, spun, Virgile, hai să bem un șpriț greu. Prietenește, adică așa, cât se poate de frumos. Cam care ar fi discuția după o oră? Cum o vezi? O oră? Da.
Mam, zonă! Ce faci? Fiindcă am bani, bă, dar erai destul de bun actor, mă. Să știi că a reușit. Eu aș fi făcut mai bine rolul pe care l-ai făcut tu. Că eu sunt băiat. Ipu? Păi, Ipu? Du-te, bă, de aici, din atunci i-am condamnat pe toți la moarte. Ai fost binișor, dar, tati, eu, ar fi făcut rolul ăla cu totul altfel și mult mai bine. Nu sunt genul ăsta. Aia nu-i ciupeală, e nebunie fără să bei. Da, da. Depinde și da, de exact, ce bei. Da, ne jucăm, da, și ce bei, da. Mozart, dacă hai să îl băgăm și pe al patrulea în toată povestea asta. Îl băgăm și pe Mozart. Ce îi spune? În român. Da. Se presupune prin absurd că Mozart vorbește limba română, sau vorbea. Piticule, ți-a ieșit, bună. Cam asta zice. Piticule, ți-a cam ieșit. Nu știu, frate, ce ai făcut, ce ai luat, ce n-ai luat, dar la viteza aia să scrie atâta, nu știu, ar trebui să mă înveți. Uite, de exemplu, nu am talent componistic. Am scris o singură piesă pe care am cântat-o cu sore, noi doi se numește. În rest, mi-e teamă de, și asta aș vorbi cu Paul McCartney, cum eviți repetiția. Mi-e teamă de repetiție, în sensul în care să nu iau, eu crescând cu canoane, cu sisteme clare, mi-e frică să nu iau ceva din altă parte. Pentru că mă duce automat sistemul care mi s-a format mintea și educația muzicală, mie îmi vine, având multe în cap, îmi vine să împrumut din alte părți. Și dacă nu împrumut, știi cât aud piese care seamănă una cu alta. Corect. Și dacă nu împrumut, dacă ceva mi se pare că aduce sau e prea simplu, armonic sau așa, renunț, mă dezarmează. Da. Știu că nu-i sănătos. N-am suficient curaj și am prea multă teamă de a aduce atingere spre alții care au făcut înaintea mea treaba asta. Am înregistrat o piesă la Londra la un moment dat, la un băiat care a lucrat cu mulți băieți, printre care și Freddie Mercury și Sting și da, cum îl cheamă pe ăla, îmi place mie foarte mult, dar din păcate acum trebuie doar să îi spun nenea la care e homosexual, Elton John, așa. Da, că mi-a revenit de la... și compozitor și ăsta. Mi-a spus, pentru că aveam un blocaj, știi? Și mi-a spus o chestie care, în momentul ăla, pur și simplu mi-a deschis mintea față de... Am observat ceva. Da, sunt altfel de atunci. Da. Mi-a spus, bă, tu cui cânti? Cui te adresezi? Ce vrei să spui? Și până la urmă, din momentul ăla, mi-a fost foarte clar. Trebuie, dacă vreau să mă apuc de compus, trebuie să am ceva de spus și cu cât sentimentele mele sunt mai intense, cu atât ceea ce voi spune eu va fi mai... mai limpede și mai ușor de... Adică nu trebuie fie frică să te repeți, pentru că nu cred că o să spui... Adică poți să spui, te iubesc într-un milion de ori, într-un milion de feluri, știi? Da, în principiu e așa, dar mai e și ceva în plus, exact lucrul care mie lipsește pe partea asta muzicală. Aia, legătura directă, țeava aia cu inspirația, pentru că și uite, cu Despot am vorbit, care are compoziția așa de mișto. Nu, prins. Cu Alifantis, cu Nicu am vorbit. Zice, bă, nu e vina mea, nu eu sunt. Eu doar, și efectiv am trăit asta și când am compus singura piesă, eram la o întâlnire și mi-a venit în cap. Mi-a venit în cap pur și simplu. Nu a fost a mea și am zis, mai puțin, că trebuie să înregistrez ceva. Am fugit cu telefonul, mi-am înregistrat tema, continuarea, și o punte îmi venise în cap, nu știu ce. Am înregistrat și după aia m-am dus acasă, am stat la pian și după aia am mers mai departe. Deci tu știi să cânti și la pian și la vioară? Știu să cânt la pian. Când mă descurc la pian, nu. Okay. Vioară am făcut la... De acolo erai campion la pian, la vioară. La vioară eram campion, eram printre cei mai buni din liceu. Adică noi am făcut... Gândește că am făcut liceu de muzică la preșcolar până am terminat. Și cum de nu te-am văzut niciodată cu viola? Pentru că i-am făcut până la 18 ani treaba asta, m-am mai jucat așa, am fost la niște emisiuni invitat și am mai luat vioara și m-am mai jucat. Culmea încă cânt curat, dar nu mai cârnații, sincronizarea dreapta-stânga,
dai seama, chiar dacă am făcut atâția ani, pauza mare se simte. Studiam zilnic, cu orele în aia. E altă treabă. Dar m-a ajutat foarte mult vioara. Instrumentul vioara m-a ajutat foarte mult în formarea mea și ca muzician, ca artist. Ești mai bun cu vocea sau mai bun cu vioara? În momentul ăsta nici nu se compară. Voce, clar. Dar sunt eu ca muzician, în primul rând, și pe lângă, da, dacă aveam atunci când făceam vioară, înțelegerea și sufletul de acum, eram un mare violinist. Nu știu dacă era bine asta. La parcursul meu ulterior, știi, de când am lăsat vioara. Așa a fost destinul. Până la urmă, lucrurile mi s-au întâmplat în toate etapele și când am crezut că am pierdut ceva, până la urmă am avut de câștigat și sunt foarte mulțumit, nu reproșez, s-a ocupat de mine bine padre. Și puțină lume, știi, că eu curge prin mine muzică, știi, și noaptea am piese în cap și câteodată dacă pune cineva obsesiv așa o piesă, zic, băi, să nu mi-o lași asta, fii mea, să mai bate joc de mine, știi, și mi-o cântă ca să rămân noaptea cu ea. Și un băiat care folosea un reportofon, îl avea la capul patului, noaptea se trezea, da? Știi câte piese geniale mi-au venit în cap, în somn? Și nu, da, mi s-a întâmplat și uit și băi, și atunci băi, și aveam orchestrația în cap, aveam tot și dimineață plecau. Exact. Da. Dar nici nu știi ce e acolo. Bine, da. Acum ai și telefon, deci poți să-i pui mâna pe telefon și reușești să te trezești, adică poți să visezi între concert noaptea, dar dimineața, da. Din păcate... Iar Paul McCartney, uite, apropo de compoziție și de inspirație, zicea că a fost întrebat într-un interviu. Voi nu sunteți, n-aveți știința muzicii, voi băieții din Beatles. Nu ați făcut teorie, n-ați învățat sisteme muzicale și totuși sunteți Beatles și muzica pe care a scris-o. Și Paul McCartney zice, da, așa e și probabil că dacă am fi avut știința muzicii, n-aș fi scris niciodată Yesterday. Muzica, știința, educația muzicală ajută fantastic, dar probabil, că uite și eu pățesc asta, probabil dacă vorbim de libertate pe care trebuie să o aibă un compozitor, îngrădește. Poate dacă ai calitățile într-adevăr unui compozitor mare, baza muzicală eu zic că e importantă oricum. Dar există riscul ăsta să te îngrădească. El a zis, eu cred că m-ar fi îngrădit, cred că nu aș fi scris niciodată atât de liber. Da, bine, eu cred că sunt mișto. Ei au ieșit din cum se folosesc, trebuie 1-4-5-5-4, nu știu, 1-4-5-1, cum se înlănțuirile armonice, clasice. Și astea sunt mișto, dar și aia taraful din Clejani sunt mișto. Adică e loc pentru fiecare. Da, măi, am ascultat un violonist, mi l-a pus Măculescu. Domnul Măculescu, deci am fost la el într-o zi, am stat, am povestit, ne-am bucurat. A fost ceva, o întâlnire fantastică, ore am stat și mi-a pus un violonist care cântă într-un taraf, în puști. Mi-a rupt fâșul. Eu deci nu am făcut nicio oră de vioară când l-am auzit pe la micu. Incredibil. Fără studii sau cu studii? Cu studii. Vezi? Că de-aia n-am adus exemplu. Un băiat, pot să zic un țicănuș, că ei le place deja așa, extrem de talentat, dar cu studii. Că am întrebat, bă, dar zic, se simte aici în muzicalitate, în tehnică? Zic, aici e studiu. Și mi-a zis, domnul Măculescu, mi-a zis, da, ăsta a făcut și conservator. Contează, nu e o regulă, adică sunt, cum știi, se dau exemple. Da, mă, dar n-ai văzut Dinică, nu Dinică, sau alții care n-au făcut facultatea, Dinică, cred că a făcut-o. Dar actori geniali care n-au făcut facultate. Bă, lăutari geniali care n-au făcut. Dar lăutarii sunt o altă categorie. Dacă vorbim despre taraful din Clejani, ei erau superstaruri la nivel mondial prin anii 90 și noi nici nu știam de chestia asta. Botgros și mai sunt ăștia din Moldova, mai sunt unii, tot din Moldova, cu nume rusesc. Da, aia seară. Studii. Un ansamblu muzical de dimensiunea aia și la nivelul ăla greu, că trebuie cititor de partituri, adică e complex. Poți face
poți să găsești actori, de exemplu, absolut geniali, să fie minunați, fără studii. Dar sunt excepții. Actorii, dacă e să revenim la actori, acolo trebuie să fie și multă, multă școală, cultură generală, cum, uite, muzica, că am avut episodul cu, am mai povestit cu acel Busuioc, domnul Busuioc, care a apărut la Vocea României sau așa ceva, zugrav din Spania, român, gata, știu. Și toată lumea i-a făcut foarte mult rău. Și toată presa, gata, la Scala, nu știu ce, o voce admirabilă, minunată. Și m-a invitat la o emisiune, pe mine, pe Bitman, pe nu mai știu cine, să vorbim despre asta. Și eu am fost singurul care am zis, mă iertați, nu-i facem bine să spunem asta. El este bun de dus în sala Palatului să cânte o piesă la nivelul ăsta. Nu poți face, nu poți vorbi despre așa ceva. Acolo e o construcție de mulți ani de zile să ajungi la nivelul, și nu numai vocal, că și vocal. Oamenii ăia au o rezistență vocală, au o tehnică vocală, să știi să te joci cu nuanțele. Nu e suficient să cânti niște arii. Nu e, e atât de puțin și drumul e lung. Plus, după aia nu mai vorbim așa de serios, dar mă stârnește. De ce? Mie îmi place foarte mult și asta. Plus că trebuie o cultură bogată, muzicală, istoria muzicii, că... armonie, solfegiu. Făcând o scurtă paranteză, am citit o carte a unui antrenor de tenis, care este întâmplător și antrenor lui Dominic Thiem, care a avut mulți jucători de tenis. Îmi place mult, mult îmi place. Era genul de copil care de la 4-5 ani bătea mingea 5-6 ore pe zi cel puțin, știi? Deci el asta voia să fac. Și ca să o scurtez, pentru că nu vreau să trec așa, să lungesc paranteza foarte mult, spunea în felul următor. La tot ce am văzut până în ziua de astăzi, cred că chestia asta cu talentul este overrated, știi? Talentul ar trebui să fie cam 10%-90% muncă. Și unii... sunt de acord cu chestia asta și acum am închis paranteza. Da, da, dar s-ar putea să găsești un om extrem de talentat și nou căs eu aici, care sunt 90% talent și ar trebui să mai pun încă 90% muncă. Peste 90% talent, știi, nu doar 10. Nu poți cu 90% talent și cu 10% muncă și eu cred că nici invers. La anumite... În domeniul artistic nu cred că e suficient să muncești dacă ai doar 10% talent. Poți să ajungi la un nivel. Da, se zice, da. Poți să ajungi la un anumit nivel, să faci în sport ar putea să fie un pic altfel decât în muzică, de exemplu. S-ar putea să fie posibil. Un pic altfel pentru... Da, cum, na, eu s-am mic cu tecău și mi-a zis, zice, de la un anumit nivel intervine partea psihică. Și tu, care știi bine tenis, ai predat, toți să ajung cu tehnici, cu nu știu ce, rezistența psihică, acolo se face diferența la mari jucători. Care e primul lucru pe care îl faci dimineața? Aha. Ai vreo rutină? N-am nicio rutină, doar că încerc să-mi văd de partea de condiție fizică și de sănătate și atunci bag ori sală, ori alergat pe bandă, dar depinde de perioade, că în perioada de filmări nu mă odihnesc suficient și dacă filmez de dimineață și n-am cum să fac asta, nu-mi permite programul, dar... Fotbal mai joci? Țin fotbal a juca mai des decât o fac, am jucat destul de rar în ultima vreme, dar mi-ar plăcea să merg să-mi găsesc o disciplină așa, măcar o dată la săptămână să merg la fotbal. Cu UTA mai ții? Bă, acum gluma neglumă. UTA Aradu a făcut ceva pentru fotbal, a construit un stadion, are o echipă competitivă în Liga 1. Timișoara nu are stadion. Îl are pe ăla vechi, care are 130 și ceva de ani. Nu are atâta, dar pentru oricum... Pentru că este din Timișoara, în cazul în care nu știați. Țin cu Poli Timișoara de când sunt mic, numai acum și lucrurile astea sunt neclare. E o Poli Timișoara aia ce ține de Politehnică, e drept astăzi, cea din Liga 2. Am fost un pic luați de val și păcăliți și cred că nu trebuia să merg la vreun meci al echipei care aparținea de cu totul altă entitate, nu nici într-un caz de Politehnică și de echipa veche. Dar, na, orice echipă era orașului, noi mergeam și, na.
Dar eu îi felicit pe Arădeni. Mi-e greu să spun asta, deși îmi place. De acum glumesc că mi-e greu. Au stadion, au echipă. Deocamdată noi ar trebui să facem liniște cu Timișoara până nu avem stadion. Mai ales că ai un spațiu acolo fantastic, fabulos pentru stadion și centrul orașului. Pentru complex sportiv imens poți face acolo. Dacă cred că odată ce ai construit un stadion, lucrurile ar arăta altfel și pentru un club și pentru niște investitori care ar veni totuși. Bă, ai stadion, parcă m-aș ocupa de o echipă, știi, de echipa. Și că altfel vine lumea la stadion, îți dai seama. Adică, cu altă plăcere, altă, e cool. Gândește când te duci în meciuri pe afară, prin străinătate, e o experiență întreagă. Ajunsul la stadion acolo și cu lumea și când vezi stadioanele cum arată în ziua de azi, fabulos, am fost la niște meciuri de... Am prins Barcelona, Real Madrid, pe Nou Camp, când era Figo, se întorsese la... Și era la Real Madrid, porc, a plecat. Sau? Da, am fost la meciul ăla, okay. Pe stadion. Chelsea cu Liverpool am fost. Am fost la finala campionatului mondial din Japonia, Brazilia cu Germania. Și ce echipă avea Brazilia, Doamne, cu Cafu, Kaká, cu Ronaldinho, cu Ronaldo, cu jucători. Bă, ce meciuri am văzut. Fain. Și până ați la România, am mai fost prin deplasări, prin... Deci, îmi place fotbalul urmăresc. Care a fost cel mai frumos moment trăit de tine pe un stadion? Indiferent că a fost în România sau în străinătate. Îți spun că a fost cel mai frumos moment și trăirea, cu toată încărcătura momentului, cu tot, nu o să mai trăiesc, poate dacă o să câștige România campionatul mondial. Meciul din 87, dacă nu mă înșel, Coli Timișoara Dinamo. Când Dinamo trebuia să câștige campionatul, erau 40 de ani de la înființarea clubului. Și am fost singura echipă care i-a bătut în acel campionat, peste capetele partidului, peste tot ce se întâmpla în anii respectivi. A fost un scandal imens. În anul următor a fost goniți în divizia B. Toate arbitrajele au fost execrabile, bineînțeles. Așa a fost un ordin, nu o să mai aduc aminte de la cine. Dar ăla a fost o victorie cumva asupra, și ce echipă frumoasă, prieten cu cei care jucau pentru Dinamo atunci. Cu Orar, cu Augustin, cu Dragnea, cu Ando, cu... nici nu vreau să... cu Mateuț, cu... Dai seama, cu oamenii ăștia, atunci, Ando știe de cum ne-am prietenit, bă, te urăm. Și erai tu și Iliescu, dacă urăți doi oameni, erai tu și Iliescu ulterior. Deci nu-ți capabil nici măcar de asta, știi? Dar atunci, cum, când era Ando în teren, că era rău, frate, era rău. Și... dar erau niște jucători atunci. Atunci exista echipa din Ando. Astăzi, îmi pare rău să zic, nu mai există nimic din spirit, yes. Cât se încearcă, cât se... nu, acolo trebuie făcută curățenie. Da, iar o să închei, să nici nu sperăm la un fotbal sănătos, atâta vreme cât 30 de ani a fost un fotbal murdar, plin de corupție, să nu sperăm la rezultate, că nu avem nicio șansă cu toate generațiile de copii talentați care vin, ei vin și pe mintea lor, pe sufletele lor se sedimentează tot ce am făcut cu noi prin... a permite acestor oameni care au pus mâna pe fotbal românesc la nivel național și la nivel de club, sunt oameni numai cu o carieră profesională îndoielnică, unii și dovediți a fi corupți, n-ai o bază sănătoasă, nu ai investit, nu ai... Eu mi-aduc aminte de momentele în care, pentru că erau foarte multe în afară de cele... Deci au fost și acolo momentele în care echipele românești jucau în Europa. În rest, când jucau în campionat, stăteam și îmi puneam de fiecare dată, aproape de fiecare dată, întrebarea: bă, e blat sau e pe bune? Da. Deci, și sufeream din cauza asta, pentru că nu știam, adică plecai la stadion cu frâna de mână trasă. Da, și da. Ce sentiment e ăla? Ce sentiment era? Cum să te bucuri? Eu chiar îmi întrebam prietenii și după 90, știi, când era încă clar, se vedeau niște lucruri. Dar tu cum poți să ții cu echipa asta? Adică când știi ce se întâmplă, că vezi, nu? Păi, nu, că... adică se și minte omul, știi, pe el, de dragul de a vedea. O făceam mult, adică și eu o făceam. Ziceam, bă, merg la stadion acum, dar e pe bune.
Băia care joacă la matineu acum. Da? Da. Da. Adică... Da. A, și să nu uit de două meciuri. Că m-am mai bucurat enorm când i-am eliminat pe Atletico Madrid din Cupa UEFA în 90. Și când m-a dat Steaua 7. În, da. Când... Și când i-am eliminat pe Shakhtyor, câștigătorii, da. Deținătorii cupei cupelor. Și am eliminat, fai, i-am bătut 2-0 la Timișoara. Nu știu dacă a avut 7-1 sau 7-0, dar mi-aduc aminte perfect. 8-1. Că la 8-0 sau la 7-0 stadionul cânta. 40 ceva de mii de oameni, da. Da. Ceea ce n-am mai văzut și e păcat. Adică e nu păcat pentru ce a venit. Doar o galerie, dar știi cum e? Pentru mine acum, nu știu... Dacă e rapidul ăla, dacă nu e rapidul ăla, până da, la... Da, e rapidul, nu, ăla e rapid. La fel ca și cu Steaua și cu Dinamo. Ideea și că... cu deci e... Da, 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 n-așa. Bine, toate cluburile sunt așa. Steaua nu-i Steaua, Dinamo mai e una 1900, nu știu cât. Exact. Deci e incertă, dar încă o dată. Noi am permis. Noi am permis prin de atitudinea ce? Noastră față de clasa politică, am permis... Ok, acolo. N-am încercat schimbarea, ne-am complăcut într-un confort personal, lasă că mie mi-e bine, ce mă interesează ce fac că e? Și aia au făcut, frate, au făcut o grămadă pe ignoranța noastră. Mai punem un pic ca să nu mai... Vezi că beau încet că îl mai las să se... Tremură mâna. Vrei, da? Ia vezi tu. Hai să mai bine toarnă unul mai tânăr. Exact. Yeah. Da, tot de la alcool cred că e. De la lipsa lui. Da? Da. De la dorință. Da, asta era o altă întrebare pe care o aveam pe listă. Mm. Dar mi-ai răspuns la ea și am făcut acum legătura și cu... Stai să punem aici ca să nu se vadă. Da, vrei. Așa, mulțumesc frumos. Eu. Întrebarea ar fi fost pe cine urăști cel mai mult? Nu sunt capabil de urmă. Hai că ai zis Iliescu. Am zis Iliescu, sunt frustrat de... Dar unul care numai te, carc, te calcă pe nervi, așa, pentru că... Mă calcă istoria pe nervi. Istoria noastră. După... ce după? După Petru Groza încoace, Gheorghiu Dej mă calcă pe nervi și mă frustrează, dar, mă rog, am zis că am scăpat de asta, mă frustrează continuarea unei politici fără scrupule și bazată doar, nici într-un caz... Ce ai face dacă ai fi prim-ministru? Nu o să fiu că nu mă pricep la asta, dar aș numi oameni pe competențe, nici într-un caz pe imper. Și aș avea un limbaj, băi, și fraier, că ar putea să-și găsească fețe nealterate, neatinse de microbul și de lucrurile întâmplate în trecut și să reîmprospăteze puțin zona. Nici măcar unul nu s-a gândit din unii, dintr-un partid sau altul, că sunt cam la fel. Unii cu intenții mai mult rele și de multă vreme, alții pe interese, alții nepricepuți, deci suntem bine, pe mâini bune. Și cu lipsa alternativei, că asta e cel mai nasol. Bă, oameni buni, dacă tot am ajuns aici, sunt prim-ministru, sau dacă aș candida la președinție, că mai jos nu mă bag, le-aș explica mai ori dacă eu vreau să ajung aici, nu... pentru mine. Nu mă interesează clasa politică sau pentru primărie, să zicem, da? Asta mi-a zis pentru că te-aș vota la primărie. Pentru primărie. Păi eu vreau gospodari în jurul meu. Poate să fie de la PSD, poate să fie să le vă numiți oricum. Ideea este că vreau să adun oameni pe competențe și vreau să mișc lucrurile. Și uite că sunt primari în țara asta care au făcut locul ăsta. Nu vreau să mă votați pentru... O să fie probabil pentru că ce mai linia mulți. Partidului, mă, ok, e ok să ai să ții o linie, o direcție a partidului, dar eu nu asta o să fac. Sau să se dezică de dinozaurii partidelor respective, să de se dezică. Cine crezi că i-a pus acolo? Păi aici e ideea. No, de asta trăim să ajunge acolo. O poveste never ending story, știi? În continuare, da, e pe pile, pe relații, pe familie. Nu, dar încă, pe, nu încă interesele altele decât ale orașului sau comunității sau țării. Ma, cred că peste tot e aproape la fel. Peste tot există interese. Bă, dar oriunde te duci în străinătate, vezi taxele pe care le plătești. De la trotuarul pe care mergi până la spitalul care intri.
astăzi sunt excepții și ne minunăm că la Alexandrescu, spitalul de copii, sunt condiții bune. Ne minunăm, bă, ce tare! Că sunt îngrămădiți foarte mulți într-un salon, aia e altă discuție. Bă, dar s-a investit într-un spital și cu atitudine potrivită a angajaților. Noi ne minunăm. Când aia ar trebui să fie normalitate, mă, noi plătim o grămadă de bani. Las că nici pe taxe. Nu cred că plătești mai mult decât se plătește în Elveția sau în Germania. Nu, dar hai să nu comparăm. Da, nu putem să comparăm, vreau să zic mere cu pere, dar cred că ar putea să zic corcodușe cu pere sau mere. Dar înțeleg ce vrei să spui. Eu te-aș vota. Eu, sincer să fiu, te-aș vota. Nu, eu am o viață atât de frumoasă și de liniștită. Eu vreau timp pentru mine. Te votez-o pentru tine, îți spune ce să faci. Exact. Pe cine să pui. Știi? Că așa un pic de actorie am făcut și eu la viața mea, cred că aș putea să fiu o marionetă mișto. Te-aș manipula prin a face lucruri bune. Aia e o artă. Manipularea constructivă. Păi, care e scoaterea ta? Și manipularea constructivă a oamenilor, a poporului care e dezorientat și este intenționat dezorientat, adus în starea asta. Adică suntem prea serioși. Așa, începusem cu... Să facem o glumă, să spunem un banc, acum ce să facem? Deci să mai pun o întrebare interesantă. Există vreun lucru despre care tu știi că este adevărat, dar lumea să nu fie de acord cu tine? Legat de mine sau de orice? De orice. Un lucru pe care eu îl cunosc și știu, dar lumea să nu fie de acord cu mine. Da. Nu-l identific acum, dar sunt situații în care poți întâlni situații. Adică când ai fost gică contra, ca să zic așa? Nu sunt. Au fost Adică nu, mă prind câteodată, dacă e să generalizăm, că nu pot să dau un exemplu clar, dar mă prind pe discuții când cred în ceva foarte tare, că probabil că asta... Când cred foarte tare în ceva, mă prind, dar nu mă cert. Pare că mă cert, dar nu mă cert. Nu-mi place să anulez în totalitate părerea cuiva, dar încerc până la un moment dat să-l conving, după care, dar și în funcție de... Că într-adevăr, dacă ai foarte multe informații, eu nu cred în treaba asta că lucrurile sunt undeva la mijloc în anumite lucruri, în anumite situații sau analize. Eu cred că există și alb și negru. Poate unghiuri diferite de a vedea lucrurile. Poate, da, pentru omul ăla reprezintă ceva, o situație, pentru tine altceva și vedeți lucrurile diferit. Dar sunt situații când albul e alb și negru e negru. Nu poți să le negi. Și atunci mă aprind. Mă aprind, dar fără să mă cer. Nu sunt gică contra, nu-mi place să fiu gică contra, nu sunt conflictual, absolut deloc. Nu. Îmi place mult să ascult, numai când mă... ce mă frustrează cel mai tare. De dacă știi că ai dreptate la un moment dat și... Știu, e frustrant. Și toți ceilalți o ar dubios la modul că... Da, e... Mă scoate un pic din ale mele. Deci n-ai avut niciodată vreo situație. Dar n-am reacții... Doar mă aprind așa, mă aprind repede, fiind și foarte tânăr, cum ziceam. Sunt, apropo de chestia asta, tu nu te-ai schimbat? Adică... E, până aibă, nu, m-am schimbat, păi îți dai seama, dar... Acum, na, te pup în cur așa un pic, dar... Succes, da. Da, mulțumesc mult. Tu n-ai nici burtă... Ceva acolo există, dar încerc să... Acum, asta cu părul alb ai de multă vreme? O am de mult timp și probabil că și ăsta e motivul pentru care nu se vede neapărat schimbarea, da. Eu sper să mă schimb în bine, sper să îmbătrânesc și să devin mai șlefuit așa în timp. Hai ca să nu mai devenim, să nu mai fim așa serios și să te întreb următorul lucru. Da, crezi în viața de apoi? Mulțumesc că te-ai gândit să-mi adresezi mie întrebarea asta. E momentul potrivit, adică ca să știi că și prinzi. Da, după care urmează pentru ce ai vrea să fii. Adică tu gândești în perspectivă minte. În ceea ce mă privește peste un an, doi, cam asta e, nu? Acum știi ce... Viața de apoi, adică peste
prin 2025. Doamne ferește. Pana mea, vezi că ai dovadă aici. Atunci când o să vezi imaginea pentru orarea pe care ai făcut-o și să ți se și îndeplinească, Doamne. Doamne ferește, da. Cred că dacă nu aveai copil, dacă vrei să-ți răspund serios, da. Cred că o energie acolo rămâne undeva, nu o conștiință neapărat. O energie pe care nu știm să o explicăm, cred în asta. Nu cred că dispărem cu totul, cu totul. Nu cred că dispare ce știm noi acum, ce înțelegem noi acum, ce poate mintea noastră și îi se oferă, sau ce îi se oferă. Că nu cred că trebuie să știm mai mult. Nu ar fi bine să știm mai mult. Dar cred că o energie, nu o să vedem lucruri, nu o să, dar cred că undeva o energie, noi suntem energie, noi trăim emoția, avem frecvențe. Nu cred că niște frecvențe pot dispărea. A fost și studiul ăla și filmul ăla făcut cu 21 de grame care dispar în momentul în care... Da, cred, corpul, cred că ceva undeva într-un univers unde poate să adună și sentimentele noastre și gândurile noastre de acum, unde... Poate se găsește și dragostea și alte sentimente. Cred că e un univers acolo de liniște, de... Dar bineînțeles că nu are legătură cu ce trăim acum sau cu ceva palpabil sau o să fie... O să vezi. Da, Doamne ajută, ce să zic, sper să... Acum depinde cum te comporți, că dacă te duci pe frecvențele alea joase... Nu o să fie bine, stai să te pun pe ăsta, pe stare. Da, înțelegi? Mulțumesc frumos. Finally. Da. Păi nu mă, dacă ne simțim ca așa, ca la o discuție, nu punem telefonul pe silent, mai răspunde, mai nu știu. Chiar, da. Alo, da, să înțeleg cum... Iartă-mă expresia. Așa s-a format universul, știi? Da, mă, dar o să înțelegi atunci, o să înțelegi când ajungi să fii parte din el. Da, dar parcă n-ar fi nașpa să înțeleg acum. Gândește-te la consecințe. Vrei chiar să afli ce și cum? De curiozitate, da, dar să știi că s-ar da lumea peste cap cu totul. Pentru că acea incertitudine, practic, ne face să ne ținem pe linia de flutire. Ferice de cei săraci cu duhul, știi? Nu, cu dușul. Cu dușul? Și da. Săraci cu dușul, da. Ok. Adică, na, nu vreau să fiu sărac cu duhul. Eu aș vrea să fiu bogat cu duhul, dacă ți-e poate. Da, și bogat și cu duh. Exact. Pentru ce vrea să fii ținut minte? Sau cum ai vrea să te ține lumea minte după că tot vorbirea da. De viața de apoi și de asta? Nu, Doamne ferește, nu te duce acolo. Mie nu-mi place, nu. Am observat că sunt întrebări pentru... Ca la un interviu de la spremiile alea pentru întreaga activitate, la mine pentru întreaga inactivitate, știi? Și de, cam ultima vâlvătaie. Ar putea să se intituleze da. Episodul ăsta pe ultimul drum. Da, pe ultimul drum, da. Putem să-i spunem așa. Pentru ce ai vrea să fii ținut minte. Na, ziceți și voi, acum ce fac cu el. Da, începe măcar întrebarea. Dumnezeu te ierte. Cam pentru ce? Să fii ținut minte. Păi și Dumnezeu dacă vii cu vin la podcast, ce să-ți fac? Da. Băi, și acum, fără să fiu ipocrit, mie nu-mi place... Mie mi-ar plăcea și trăiesc cu gândul așa că toată lumea mă place. Deci știu că e normal să nu fie, să nu fie așa. Dar parcă... Știi și mă... Nu mă gândesc că există cineva care nu mă place. Dacă sesizez asta, evit. Ascund treaba asta, dar ascult, dacă e ceva ce m-ar privi pe mine și ar trebui să schimb la mine, ascult, adică ascult sfaturi, ascult, știi? Dar legat de asta, mi-ar plăcea, pe lângă lucrurile bune pe care le-am făcut și care na, s-au făcut cunoscute prin prisma meseriei, mi-ar plăcea să las în jurul meu, la nivelul oamenilor cu care m-am întâlnit, să las un zâmbet și după ce dispar. Nici într-un caz nu vreau să las suferință, nu vreau să apuce oamenii să sufere din cauza mea sau în jurul meu și aș vrea să las numai zâmbet. Numai zâmbet și numai amintiri frumoase, nici o clipă
n-ar vrea să mă aducă viața în situația în care ar suferi cineva vreo clipă. Și crezi că ai făcut până acum suficient pentru zâmbetul ăla? Nu, dar încerc în fiecare zi să fac mai mult pentru acel zâmbet și să elimin toate rezidurile pe care poate le-am acumulat de-a lungul vieții sau poate le-am avut în mine. Încerc să scap de tot ce e mai puțin bun. Încerc să fac asta. Adică mă gândesc, încerc să fac bine cât mai mult în jurul meu, încerc să învăț de la alții mai bine. Da, eu nu cred că o să... Personal nu cred că o să smulgi un zâmbet de la aia care o să vorbească despre tine după ce nu vei mai fi. Adică eu o să zic că eu da, zice puțin da, ok, mișto. Dacă vrei un zâmbet, eu cred că ar trebui să te vizualizeze ceva de genul, nu știu, că te-ai împiedicat pe stradă și ai dat cu nasul de un stâlp de ceva de genul ăsta. Eu am un umor mai fin. Da? Deci... Nu știu cât, adică eu așa... Adică un zâmbet, nu un râs, un zâmbet, știi? Bă... Ok, da, știi? Că am înțeles acum, da. Adică nici într-un caz o încruntătură sau o nepăsare sau... Bun, nepăsarea o accept, că nepăsarea, până la urmă, nu, înseamnă că n-am ajuns... Adică la modul... Da, așa, bă, bătrânelul ăla... Păi, a fost băiat bun, mâncai gura lui. Da, sau... Mai, da, și da. Mai departe. Hai noroc și la Doamne ajută. Ia uși ce frumos. Very nice. Muzicale vin asta. E, acum începe să fie bun. Da? No, mie, mi s-a părut sincer bun de la început. Nu se vede. Chiar este foarte, foarte bun. Mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc bun că l-ai adus. Așa. Da, nu știu cum se cer banii, da? Și pe interviu și pe vin. Apă mic. Ceva, avem apă, stai că o prosciutto, o biscuite, o nimic, frate. Nu, nu trebuie. Capul, nu glumesc. Ți-am adus pahare, poftim. Nu vreau să stric acum, costum, după ce că ți-am pus și lumini și toate astea. Da, da, de parcă eu aveam nevoie. Da. Good one. Yes. Deci am zis că o să fiu un episod foarte simpatic, o să ne distrăm, că o să râdem. Pe jumătate a fost, adică da. De partea mea încoace vândești. Acum, următoarea întrebare pe care ți-e cel mai frică? E legată și de întrebarea precedentă? Păi văd că nu mai așa o țin, nu știu de ce, că așa nu mi-am propus. Știu, dar... Tu te-ai pregătit așa cu întrebări de astea. Bă, exact, are legătură cu ce ziceam înainte. Mi-e frică să nu o iau razna cu mintea și să nu mai înțeleg ce se întâmplă în jurul meu când voi fi bătrân, cum ziceam, 2-3 ani. Uite, și de asta mi-e frică. Doamne, păzește să ajung cu cablu și cu... Păi nu da, da, ce. Da, poate nu, să frate, te repare, vreau să mor sănătos. Păi n-ai cum... A, asta da, doamne... De adică o bătrânețe, de aia faină să... multă, ce să zic. Da. Mulțumesc, simpatic ăsta, micu. Și să... Adică să mă duc, nu știu, cum zice lumea, în somn, dar așa, de... Deci de frică de durere. Practic, nu mi-e frică de durerea mea. De durerea provocată altora, jur, nu mi-e frică de durere. Apropo de asta, mă duc la dentist, mă duc, pot să văd operații, am văzut lucruri în armată, în revoluție, eram în revoluție în armată, am văzut niște lucruri cumplite, duc culmea, am un sistem de a mă proteja, sunt empatic, sunt pun la suflet, dar când sunt chestii dure așa, nu mi-e teamă, nu mi-e teamă de medic, nu mi-e teamă de nimic. Singura treabă de asta și îmi doresc și mi-e teamă de suferință, mi-e foarte teamă pentru că n-am avut parte de ea. M-a ferit Dumnezeu de suferințe mari. Bine, mi-a murit tatăl, mi-a murit mama, nu îi mai am pe ai mei, dar lucrurile s-au întâmplat din taică, m-a murit destul de tânăr, da? 5 lei infart. 62 de ani? 62 de ani, da. Mai știu ce mai documentez și eu din când da, în când. Totuși tânăr, știi cum e? Știi, fac o scurtă paranteză, nu vreau să duc discuția în partea asta de masă, dar socrul mi s-a prăpădit la 62, tata s-a prăpădit la 62, nașii mi s-a prăpădit la 62, unul dintre cei mai buni prieteni mei cu care, mă rog, jucam golf, s-a prăpădit anul trecut la 62. Da. Foarte ciudat și interesant ce zici de vârsta de 62, dar ca să închei ce am vrut eu să zic, m-a ferit Dumnezeu de suferințe mari,
înțelegând cumva, poate atunci, pe loc, pe moment, nu înțelegeam, dar cumva mă așteptam să-i se întâmple taică meu la o vârstă fragedă treaba asta, dacă primul îi fac locul la 2 ani, când aveam eu 2 ani și o luat așa, hai, încă unul, încă unul, era clar, avea o problemă. Mama a plecat și mulțumesc lui Dumnezeu cum a plecat, pentru cum a plecat, 80 de ani, fericită, am petrecut timp cu ea înainte. Nu știu, te-am văzut la Măruța povestind da, despre da, asta. Da, da, a fost adică mea. Foarte, foarte natural, cu toate că, na, greu de acceptat, greu de înțeles, dar nu pot să mâni pe Dumnezeu. Nu am o parte de suferință și de asta mi-e frică. De asta e, rog, mă rog la Dumnezeu să fim sănătoși. Mai spune-le și lor odată, și mie, pentru că și eu o ard dubios cu maica mea din când în când, așa cum o făceai și tu, te-am văzut, da. Așa? Da. Că la un moment dat s-ar putea să fii, așa cum ai spus tu la fratele Cătălin Măruță, să nu mai fii, să fii copilul nimănui, cum ar veni. Adică da, e o senzație foarte ciudată când nu mai ai părinți și dacă nu faci ceva cât îi ai, adică să încerci să treci peste cicăleala lor, peste faptul că ei nu mai sunt cei pe care îi știai tu a fi părinții tăi, se schimbă, nu mai ai răbdare cu ei. S-ar putea să regret, știi? Dacă nu aveam pe Roxana lângă mine să mă învețe astăzi pe Iasmina, să mă învețe treaba asta și să mă facă să realizez cât de important este să fii înțelegător, aș fi suferit enorm. E și greu în ziua de astăzi, pentru că nu mai ai răbdare, știi? Toată lumea... Nu mai ai răbdare pentru nimic, dar mai pentru părinți care te freacă la cap cu tot felul de chestii de ale lor. Să facă bani de dimineață păi, până gândiți, seara. Să... E foarte greu să-ți imaginezi când îi ai, când nu îi ai. Și nici nu trebuie să faceți asta. Încercați un exercițiu al răbdării și spuneți-le că iubiți, că e important pentru ei. Gândiți-vă ce ați simți voi dacă ai voștri copii n-ar face asta. Și nu v-ar spune sau ar renunța să vă mai spună că vă iubesc. Nu-i fain. Da. Am vorbit. Iar numai pe Caterin că am dat-o. Exact asta îi spuneam înainte. Bă, nu vreau să fim serioși. Da, da, da. Și deci la episodul ăsta chiar vreau să fim super glumeți. Să o ardem pe Caterin că pe glume, pe nu știu ce. Și de asta să ne mai punem niște vin, că poate cine știe, asta e da. Problema. Da? Așa. Da, să facem și acum, să o luăm de la capăt și să am cu totul alte răspunsuri, știi, la întrebările care le-ai pus. Exact. Ce să zici? Iliescu și Putin și când te-am întrebat. Nu, lasă-mă. Cum vezi tu lumea peste 10 ani? O văd schimbată. Foarte tare. Probabil că se va ajunge, să știi că am avut discuții foarte serioase apropo de ce zici tu, probabil că se va ajunge la genul ăsta de om. Adică pare acum SF, dar multe chestii păreau SF. Stai seama, mai ales eu câte lucruri am prins, câte schimbări am prins legate de tehnologie. Și cred că lumea va suporta o schimbare majoră la ritmul în care se mișcă lucrurile în tehnologie, la ritmul în care natura ne arată semne că am obosit-o și că ne comportăm foarte frumos cu ea. Cred că într-un timp care pare lung, așa, 20-30 de ani, dar se întâmplă foarte rapid treaba asta, trec anii foarte repede și percepția trecerii anilor e alta. Cred că va fi o lume pe care eu nu o să o înțeleg. Nu o să o pot accepta, dar cât o apuca să fac, dar cred că eu o să apuc încă mari schimbări și legate de ce zici tu, la transformarea omului și la transformarea, uite-te, apar criptomonede, apar sisteme diferite, apar... Bănuiesc că prin anul 1800 și un pic... Era mic. Înțelegeam mare lucru atunci. Da? Da. Așa. N-ai zice. Dar... Fii atent, apropo. Eram... Te întreb de asemenea ce vreau să zici. Doar cu avioanele. Dacă și imaginam... Da, există în 1800, vreau să o ar pe filozof. Nu mai zic telefonul ăla de
cu furcă sau cu ăla. Și acum ai... Poți să vorbești, eu n-am hands-free. Dar, apropo de asta cu vârsta, cu cel, eram la Rowine într-o discuție, eram cu Ștefan Gadola, un om foarte fain din Cluj, cu Ilie Năstase și cu Liviu Popescu la masă, Liviu, care are fratelii, da? Frații, și eram la masă și zic, acum Ilie, te rog de mult, că suntem într-un spațiu intim, poți să vorbești, noi nu spunem mai departe, nu știu, că tu ai fost coleg mai mare cu vreo 2 ani cu el, spune-ne așa, că așa din ce știm noi public, știm multe lucruri, dar cum era Cuza ca om? Cât ai putut să-l cunoști totuși, ați fost colegi, adică fiind mai mare decât el, cred că poate nu-l băga în seamă, dar totuși nu pot să zic ce mi-a zis Ilie. Bă, ia zic. Și imaginezi. Sincer, da, dar adică nu așa și tu, zici, 1800 și ceva, da. Era mic. Ok, da, nu, adică da, te-a înjurat probabil, ți-a zis, ușor. Nu, mai delicat. Noi oamenii mari, între noi nu ne... Corect, da. Stai să ai Ilie, frate. Eram cu el odată la masă și l-a sunat Trump. Da? Niște ani, da. Cam ăsta e nivelul. Bă, noi... Ilie Năstase a fost numărul 1 mondial în tenis. Doamne, iartă, adică... n-ai cum. După să... ce încheiem, îți spun și cu bancul cu... Plus cu că... Tenisul. Cel mai tare în tenis, știi? Cred că da. Bă, cu peștișorul de aur, vecinul Gheorghe, cu nu știu ce, vede odată dimineața la Siriac cu... Da, Djokovic, nu știu ce, du-te cu peștișorul de aur, că nu știu ce. Zice, păi, tâmpit, eu vreau mult aur și ăsta, mă ducem un taur. Păi, ce crezi că eu am vrut să fiu cel mai tare în tenis? Da. Și poveștile, Ilie. Adică îl văd pe Donald Trump și să-și dorească să fie ca Ilie Năstase. Dai seama, adică bine. El a cam luat-o în zona aia, mă rog. Ilie cred că și-ar dori să... Domnul Ilie Năstase, pentru că n-am... Că sunt Ilie, imens, imens. Tu îți primesc că ești mai în vârstă. Bă, dar uite, asta e foarte interesant, că da, n-am. E clar că sunt mai în vârstă decât tine, dar uite, nu se vede, știi? Exact. Dacă ar fi să... Că vorbim despre Ilie Năstase și Donald Trump, ce vrea să ai? Mai mulți bani? Atenție, da. Aici vine șpirul. Mai mult timp. Nu cred că vreau să am mai mult timp. Mi-am creat un mecanism încât să fiu și foarte activ și duc ca energie, nu obosesc, având și grijă de ce fac cu mine, când mă implic în ceva și când am filmări, când nu știu, orice aș face, mă implic și mă turez fantastic, mă implic foarte mult și cu energia și cu tot. Dar... Nu ignor și tot timpul fac timp pentru mine. Îmi creez un timp de somn, de stat la un pahar, de stat cu familia foarte mult, de stat acasă foarte mult. Îmi place foarte mult să stau acasă. Și nu există, orice ar fi, îmi fac programul în așa fel încât părțile astea care îmi fac bine mie la suflet și la, automat la minte ca să și pot funcționa, nu există afară. Ce îți face bine la suflet? Ce? Liniște, să stau să lucrurile astea, să stau să cu fetele mele, să îmi fac timp să stau cu ele cât mai mult, să ne facem vacanțe și împreună cât o mai puteam să fac vacanțe cu fiica mea, că na, face 17 ani. Ea are și vacanțele ei, dar încă îi face plăcere să meargă cu noi în vacanțe mai scurte sau mai lungi. 16 ani acum? 16 jumătate, facem iulie 17, da. Mulți înainte. Și mulțumim. Și nu bag pe aia cu să trăiască. Să stau cu să fie sănătoasă. Da, urarea aia vine, știi de unde vine cu să trăiască? Vine din trecut când nășteau în iesle, în fân, în graj, nu știu ce. Ce se întâmplă, și zicea, băi, să trăiască. Okay. Șansele erau, mureau un procent foarte mare de nouăscuți pe vremuri. Și zicea, bă, doamne, să trăiască. Atunci pot să zic să-ți trăiască. Să fii sănătos. Eu cred că e doar o chestie de aia, băbească, știi, proastă. Nu, de acolo vine. Nu. Dar de acolo, eu nu folosesc când zic cuiva să-ți trăiască. Păi care e alternativa, știi? Nu. Doamne păzește. Nu. Da, să fie sănătoasă și fericită. Să fie sănătoasă și știi când mă întreabă care e visul tău așa?
ce ți-ai dorit tu cel mai mult? Și răspunsul meu întotdeauna a fost, bă, sau cum, dacă ar, nu mai știu cum era întrebarea, dar îmi doresc cel mai mult să știu că Iasmina, fiimea, o să ajungă o bătrânică fericită. Asta îmi doresc. Dacă îmi doresc cel mai mult ceva așa în viață. Nice. Da, da. În rest... Doamne ajută, exact așa să se întâmple. Da. Și ție să ți se întâmple. Și de asta, apropo de timp, mi-aloc timp pentru mine. Cred că e extrem de important și de sănătos pentru oricine. Știu că mulți au serviciu care nu prea le permite, dar am avut, uite, la un moment dat am făcut coaching, că am făcut niște cursuri de coaching și coaching. Făceam coaching, business life coaching. Știi? Ok, adică să-ți managerizezi timpul. Mie și celorlalți, am făcut cu tineri, cu oameni adulți și... cum adică tehnici de interogare să-i ajut înveți... să-și găsească, nu, să-i ajut să, în primul rând, să identifici care e problema. Poți să faci coaching numai cu cine își dorește o schimbare, să-și identifici problema mai întâi și să găsești, să-și găsească prin tehnici de soluții la probleme și rezolvare și acțiune ulterioară, știi? E foarte fain, am făcut de multe ori cursul ăsta și am avut discuții cu oameni, exact, cred că cea mai mare problemă, timpul alocat proprii persoane. Și asta înseamnă și familie și timp liber. În vremurile astea e foarte prețios timpul liber. Foarte prețios. Dar cred că altfel degeaba trăim, degeaba și muncim, degeaba. Și cum faci rost de mai mult timp liber pentru tine, pentru familie, pentru... Știi că am observat că atunci când nu mă grăbesc, pentru că intru și eu... Ești luat de banda aia, știi, urci pe banda aia și toată lumea merge repede. Când nu mă grăbesc, când fac orice, am mai mult timp. Este paradoxal. Dar îmi dau seama că nu mai pun presiune pe nimeni, repede să fac. Sau când gătesc, repede. Unde mă grăbesc? Unde-i graba? Și când am răbdare, când nu știu, percepția mea față de timp, asupra timpului, este altă și îmi dau seama că am mai mult timp și când nu tihnești orice fac. Iar am râs. Da. Păi, ce am mai râs astăzi? Deci, e o nebunie de podcast, o nebunie de episod. Azi da. Mai tragem unul și fără tine. Da, ok. Vă baftă multă, băieți. Vreau să te întreb pe cine admir cel mai mult. Mai am vreo câteva întrebări. În afară de Lucian Viziru. Nu cel mai mult, admir oamenii mari, generoși. Generoși prin atitudinea față de ceilalți, generoși, uite cum se povestea tot de Hamza Pelea, că, uite, nu știu de ce, tot îmi vine în minte, știi? Frumos, când aveau filmări, știi? Și mai erau actori tineri care mai jucau sau la teatru. Băi, terminați-mă sau la studio, lăsați-mă pe mine, mă, că lasă-mă pe mine, ia-l pe ăsta micu, hai treci mai în față, știi? Avea generozitatea și pe scenă, un actor, știi, că e orgolios, da, actorii se dovedește. Cum ar fi fost să fie invers, să se bage el în fața? Băi, să știi că... altfel n-ar fi fost Hamza Pet. Să știi că actori sunt... Nu, eu nu sunt actori sufici. Mari. I'm sorry. Și eu cred că un actor mare are și generozitate, dar ce actori simte? Foarte buni și foarte cunoscuți n-au fost așa. Foarte și nici bun. Nu trebuie să dau nume, că îl am. Dar generozitate și oamenii mari, care cred e bun că... se știe, n-are nevoie. Exact, n-are nevoie de confirmare, exact. Dar unii nu renunță la asta. Unii așa sunt construiți. Pentru că încă n-au ajuns acolo. Posibil. Tu ai ajuns în momentul în care să zici, gata, asta e? Da. La modul că... Tot cu Dumnezeu să-l ierte? Nu, fără am reușit, pe gata, de-o parte, gata, am reușit ăsta, sunt fericit. Pe de-o parte, nu o să spun niciodată, gata, am reușit. E un drum pe care îl continui și învăț de la fiecare zi de filmare, de la fiecare experiență, nu știu, la filmările cu copiii, la oamenii cu care mă înconjur și cu care mă mai văd la un pahar sau povestim. Aia cu copiii este pe YouTube, ai spus. Da, da, o să vă povestesc puțin și despre asta. Nu prea mai avem timp
Dar nici nea cu copiii, mă mai întreabă lumea, o puteți vedea, copiii spun cu Virgilianțu, căutați pe canalul meu de YouTube. Intrați pe YouTube, Virgilianțu, și acolo intrați chiar pe canal și o să vedeți toate edițiile. Și în fiecare joi apare câte o ediție nouă de copii spun. Nu pot să zic gata, am terminat. Am multe de învățat și învăț din toate experiențele, din toate pe care le-am și de la oameni și de la experiențele la filmări sau spectacole sau evenimente pe care le prezint. Pentru că știu că pot să fiu mai bun. Chiar dacă, na, sunt perceput ca un om care nu mai are nimic de învățat. Am foarte multe de învățat și învăț și la colegi. Eu mă uit la cei care au venit după mine, că nici nu e greu la de bătânță. Mă uit și învăț și îmi place să... Eu oricum cred că noi suntem construiți dintr-un puzzle format din toate, din toți oamenii pe care i-am întâlnit. Cred că de la fiecare om la care ne-a plăcut ceva, am împrumutat. Poate un stil de a vorbi, poate o mimică ce ți-a plăcut, poate... Și nu cred că e rău. La fel ca și cu muzica, știi? Da, și nu cred că e rău. Nu cred că e rău asta. Cred că e bine dacă sunt lucruri bune împrumutate de la alții. De asta să fie o ștafetă permanentă preluată de la cei mai buni decât tine. Și, dar, pe de altă parte, nu... N-am avut, cred că, niciodată treaba asta de a demonstra. Nici când eram la început, nu am avut ieșirea asta în față cu pieptul, știi? Cu pieptul în față. N-am avut-o. Mai ales acum nu am nimic de demonstrat. Ți-ai dorit să ajungi în televiziune? Nu, și nu numai de televiziune. Prin tot ce am făcut, că înainte de televiziune a fost Madrigalul, adică și acolo... Adică nu erai unul de la care să dea din coate? Nu, niciodată n-am dat din coate. Dar și acum mai presus, gândește că fac, să zicem, televiziune de 20 ceva de ani, am 51 de ani. Am o așezare, o liniște, fac ce-mi place și dacă pot, uite, să ajut în jurul meu pe cineva, fac cu mare plăcere, dar nu vreau să mă demonstrez și nu mai am de demonstrat nimic și sunt relaxat și mă bucur de ce trăiesc. Tu erai un copil rău când erai mic? Nu, am fost un copil foarte bun, neastâmpărat. Neastâmpărat la modul ăsta, dar nu făceam tâmpenii mari, nici nu aveam timp, eram tot timpul. Eram bun, liceu, școală, acasă, studiu, teme, cultură generală, studiu la materiile de specialitate, ce timp? Nici nu aveam timp să... Nu. Iar asta l-am întrebat și pe un fost coleg de-al meu, din telenovele, dacă și-a luat bătaie de la părinți. Niciodată, nu am luat nicio palmă de la părinți. Niciodată. Și exact cum i-am spus și lui, așa o să-ți spun și ție, se vede. Da, nu, dar am avut, să știi, parte de o disciplină și de o rigoare impusă foarte clară, adică erau niște limite foarte clare. Nu mi se argumenta neapărat orice cerere, nu. Deci a fost cumva, m-a ajutat, pe de altă parte era frustrant că așa cum eram copil, era frustrant că era un așa se creșteau copiii atunci, știi? Nu comentai, nu întrebai tu de ce. Nu, pentru că așa spun eu, e simplu. Dar totodată am avut parte de foarte multă dragoste din partea părinților, foarte multă dragoste și susținere în ce am avut de făcut. Și involt când a fost nevoie, am fost norocos și cu atmosfera de familie. Ești un tată sever? Sunt un tată riguros, dar totodată extrem de relaxat în relația cu fiimea. Și suntem amândoi și Roxana e la fel cu ea, să știi. Avem o relație extraordinară și vorbim de perioada de adolescență. Da, cu problemele ei, cu greutățile ei, la început de adolescență, până știe. Bă, dar cu toate problemele astea, când ești îngrijorat, știi, te gândești la toate tâmpenile, mai scapă copilul, mai face vreo tâmpenie, mai întârzie, seara, mai... Dar avem o relație minunată și mulțumesc, Iasminei, că e așa, îi mulțumesc și Roxane că împreună reușim să avem o relație frumoasă. Să avem o relație relaxată, să vorbim despre absolut orice, glumim și râdem foarte mult. Mult împreună.
Mai da, mult și... decât am râs în seara asta. Iar și aici, să zic, nici nu-i greu, da. Ce posac ai fost. Da, ce să zic, că știi cum e vorba aia? Socoteala de acasă nu se potrivește. Da, mă, să dai, dar îți prinde bine că tu fii împuști. Eu am crezut că da. Tu fii împuști, îți prind bine, știi, spatele unui bătrânului de lângă tine. Adică în momentul în care vezi pe unul mai... Înțeleptului, când bătrân, înțeleptului. Exact, vezi pe unul mult mai în vârstă decât tine, nu prea îți vine așa să râzi, să faci glume, să nu știu ce, trebuie să ai așa o atitudine mai solidă. Asta ajungi și tu peste un an așa. Da, eu... Acum, ca să fim așa un pic mai serioși, adică să nu ne mai batem joc de ceea ce s-a întâmplat aici în seara asta, pentru că mie mi se... Te rog frumos că merită. Da. Este mama Roxanei. Ok. Da? De pe speak. Da, Gina? Ce faci? Uite, sunt cu Lucian Viziru într-un podcast live și ai intrat și tu. Da. Zi, mă iubești? Te iubesc foarte tare și m-am gândit să te, să te bucur. Așa? Un cireș în curte. Ce, să-mi pui un cireș în curte? Nu, lasă, da. Nu, 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 mersi. Numai, ești... numai nenea ăla care mi-a altoit caisul, ne continuă, mi-a zis că n-are vizii, dacă poate da. Să-ți altoiască cu cireș. Da, tu ai zis că mă iubești, dacă mă iubești, că te rog eu frumos, lasă-mă cu omul facem ăsta aici. Cireșată. Bine, facem și cireșată, facem și vișinată, facem ce vrei tu. Mă, te pup, dragă, te și pup, te iubesc eu, hai. Mama deci asta e da, relația cu mama Roxane. Ești un norocos, super frate, deci, piesă, da, deci e deci ceva. Ești bestia. Da, nu, da, foarte șmec. Ok, mai aveam... două întrebări și cu asta am terminat. Te rog frumos. Care a fost ultima ta căutare pe Google? Actorul și sălbaticii. Filmul cu Toma Caragiu, la care aveam lapsus înainte de a veni aici. Da. Hai să verificăm. Hai să verificăm. Da, interesantă întrebare, îmi place. Uite ce, ciocolata Criste, bomboane de ciocolată, pentru că... Nu știu, la momentul în care... Știi de ce? Pentru că o să-mi fac o linie premium de bomboane de ciocolată. Da. Adică sunt discuții. Adică, la momentul când ăsta. Te duci în vizită la cineva... Mă duc cu vinul ăsta, da. Nu mai cu ăsta, un da. Vin, așa cum ai venit tu astăzi. Da. Mai vin da, și cu niște bomboane. Mai și pe al doilea... Nu. Puneai podcastul invers. Da. Dragule, ce să zic, eu, la modul cât se poate de serios, m-am simțit foarte bine. Da, și eu. Adică, și... chiar dacă am vorbit și serios, dar s-a simțit rest spiritul pe care încă l-avem. Asta, vă rog eu, nu uita să râdeți. Vă rog eu mult, că e... avem am nevoie de asta. Am vorbit despre și... chestii serioase, dar cred că ne-am cam și distrat. Da, fain, fain. Da. Da. Și... încă o dată mulțumesc frumos. Ai dat rec? Am dat rec, este da. Acolo, uite buton, uite becul roșu. Becul roșu, da. Da, îl vezi? E corect. Vouă vă mulțumesc foarte tare să că v-ați uitat. Nu uitați... Să vă uitați la Câștigă România pe TVR 2 HD de luni până joi, de la 8 seara, așa. Să vă uitați pe YouTube la Copiii Spun. În fiecare joi sunt noile ediții, dar le aveți pe cele din urmă, pe canalul de YouTube Virgilianțu. Așa tu continuă, nu că e bine. Și ce mai? Da, vinul Bonom îl puteți găsi, cum v-am zis, pe site-ul Budurească. Dați vin. It's very good. It's very good. Thank you very much. Băi, să fim sănătoși și ne vedem și pe unde. Da, ne vedem la următorul podcast, tot cu Viziru, că probabil că ăsta n-a fost. Pentru că... Nu să răsfacem. Cineva nu-i. Da. Da. La revedere. Ciao. Și pe data viitoare, fraților. Ciao.